cred, alături de cineva, de Radu Groza, dacă vă zic bine. Salut, prieteni. Vă salut, da, acum ne aflăm în grădina Palatului Culturii, un alt loc minunat al Iașiului. Asta pentru că în fața Palatului Culturii deja a început treaba. Ne pregătim pentru ziua X, duminică, la ora 4, un eveniment Antena Live Show prin care dăm startul grilei de toamnă cu emisiuni deja consacrate ca X Factor, care are premiera chiar duminică seara, dar și cu emisiuni noi ca The Wall. Ce se întâmplă mai exact duminică aici în Iași? Un concert și nu numai, un concert în care puteți auzi live pe The Motans, pe Vescan, pe Ami, pe Julie Maiaia, pe Roxana Cosma, bandul X Factor The Colors și, bineînțeles, cap de afiș juratul X Factor Ștefan Bănică. Spuneam că este ceva mai mult decât un concert, pentru că vom avea mai multe surprize. Veți putea întâlni cu foști concurenți X-Factor, ajunși deja vedete de acum, cu prezentatori, cu jurați ai emisiunilor preferate. Și în Iași vreau să vă spun că gazdă va fi chiar o ieșeancă de-a noastră, Mirela Vaida. Noi aici avem motive suplimentare de sărbătoare, pentru că duminică 10 septembrie, ziua X, înseamnă și 10 ani de Antena 1 Moldova, 10 ani de când suntem alături de ieșeni și nu numai, chiar o bună parte din nord-estul României. V-am spus ce se întâmplă așa în mare, în fața scenei, ce se întâmplă la vedere, însă pentru un astfel de eveniment major sunt foarte mulți oameni care pun osul la treabă. Un motoraș, dacă vreți să-i spun așa, este Radu Groza. Radu, eu v-am spus ce se întâmplă în față, spune-ne tu mai mult ce faceți voi în spate, că e o nebunie. Bună Diana, bună Florin, bună stimați telespectatori. Ne pregătim cam de o săptămână și ceva pentru acest eveniment, care este mai mult decât un concert. Este un eveniment foarte mare, cu o scenă gigantă, ecrane gigante, o producție foarte mare, care este a Antenei 1, împreună cu Primăria Iași, și ne bucurăm foarte mult că putem face parte din această echipă frumoasă și cred că o să avem parte de un concert senzațional. Vreau să te întreb, am spus că se întâlnesc spectatorii și cu vedetele. Există, se pot lua autografe, avem un loc special amenajat? O să fie și lângă scenă un spațiu amenajat pentru acest lucru, iar după concert, chiar aici unde ne aflăm, lângă Tribeca, o să fie un spațiu amenajat pentru autografe, pentru întâlnire cu cei care vor să se întâlnească cu artiștii care vor cânta pe scenă din fața Palatului Culturii din Iași. Îți mulțumesc, Radu, spor la treabă, abia începe treaba serioasă. Noi vă așteptăm așadar duminică 10 septembrie, ziua X. Dăm startul la petrecere la ora 4. Se anunță și o vreme excelentă, așa că aveți toate motivele să veniți în fața Palatului Culturii. Mulțumim frumos! Mulțumim!